Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuire. Vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Și acum să începem cu rezumatul zilei de ieri. Ce vedem? Vedem că Maria ar fi lovit-o pe aia în mașină, în drum spre casa unde locuiesc ele. Ce să înțeleg de aici? În primul rând, Maria, foarte urât că faci lucruri de genul. Să înțeleg că ești violentă și asta nu dă bine. În primul rând, pentru statutul tău de domnișoară. Dacă ești o fată înțeleaptă și inteligentă, le faci din vorbe. Nu ajungi la violență. Acum, să spun și părerea despre aia. Aia este genul de persoană care, cât ai fi de calmă, te face să recurgi la genul ăsta de acțiuni și asta nu este corect. Din câte am înțeles de la Maria, a vrut să o tragă la răspundere pentru faptul că a înjurat-o de familie în emisiune. Cam astea sunt urmările ce ți s-a întâmplat în casă, eu zic că se va întâmpla și afară. Bine ar fi să-ți dai cu reveneală aia și să înțelegi că în societate trebuie să respecti pe cel din fața ta dacă vrei să fii respectată. Nu am înțeles ce ai tu cu Maria în mod special. Cred că tu n-ai înțeles un lucru, că fetele din casă te folosesc și tu, pentru că ai impresia că ești o fată care nu lași pe nimeni să te atace, atunci ele profită de ocazia asta și de naivitatea ta și de răutatea care zace în tine că o fată cu minte n-ar fi procedat niciodată așa. Tu instiști foarte tare și te duci la intimidare. Să nu uităm ce ai făcut cu Andreea, care Andreea nu-ți făcuse absolut nimic, tu ai intrat peste ea în cameră. Părerea mea că ar trebui să primiți cartonaș galben amândouă, și tu aia, pentru că nici tu nu ai dovedit în casa asta că ești o fată cu minte și ai bun simț și educație, iar Maria a ajuns la violență. Acum te-a și lovit, nu știm mai exact, poate se aduc în registrări în gală. Vom vedea. Dar, oricum, din câte am înțeles, 100% Maria te-a atacat. Și pentru motivul ăsta, Maria trebuie sancționată. Dar nici tu n-ar trebui să rămâi netaxată, pentru că s-a văzut destul de clar că și tu ești foarte, foarte obraznică. Și ești susținută de aceste colege ale tale, Mădălina, Mariana și Andrada. Nu este ok. Dar poate se va dezvolta subiectul mai pe larg în gală. Vom vedea. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori? Bineînțeles, ceea ce nu face plăcere, dar sunt nevoită. Alexandra, care spune că are alergie la falsitate. Ce observăm ieri în emisiune? Că ea vrea să spună că nu, Mariana a lovit-o și că i-ar fi verificat extensiile a ei. Încă o dată ne demonstrează Alexandra că este parșivă, că este perversă și că ne minte. Putea foarte frumos să spună da, a avut o tentativă de a
lovi-o, nu a lovit-o foarte tare, ea a dat cu mâna în păr, ceva de genul. Asta înseamnă să fii corectă, Alexandra, mămica. Și apropo, fac acum apel către toți telespectatorii Puterea Dragostei care mă urmăresc. Vreau să-mi spuneți și mie ce părere aveți despre mămica Alexandra, cum a venit îmbrăcată, ținând cont că ea este cea mai mare din casă, că ea este mămică, că ea are fetiță de 5 ani. Și uitați-vă, dragii mei telespectatori, la toate fetele din casă, cum sunt îmbrăcate și cum este îmbrăcată mămica Alexandra. Mămica Alexandra, dă-ți cu reveneală că ai fată acasă. Cum să vii îmbrăcată în felul ăsta, în sutien, că n-aș putea să-l numesc bustieră, și cu buricul la vedere. Ținând cont, repet, că ești mămică. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze dacă sunt un pic mai dură, dar asta e, datorită faptelor, trebuie să le aducem la cunoștință acestor tineri și în special ei, că este mămică, că nu este decent să te îmbraci într-o emisiune și mai ales că ești mămică, să te îmbraci în felul ăsta. Scuză-mă, dar eu nu am văzut stilul ăsta al tău de îmbrăcăminte decât la cele care fac centura. Pare rău, dar asta e. Ești foarte, foarte vulgară. Ai zile când vii în sacou și fustă, dar pentru că tu nu te îmbraci de fel așa, pari o țoapă. Nu ai atitudinea necesară de doamnă. Se vede cu ochiul liber că ăsta e genul tău. Și repet, genul ăsta nu l-am văzut, genul ăsta de vestimentație nu l-am văzut decât la fetele ușoare. Asta e, rușinică, mămica Alexandra, ce exemplu dai fetiței tale. Deci o minciună cu Aia și cu Maria. Una. După care Alexandra vine și spune că fetița ei nu se uită la emisiune. Dragii mei telespectatori, încă o dată ne minte doar în emisiunea asta. Am văzut de două ori că a mințit. Ne minte această mămică. Spune că fetița ei nu se uită la emisiune. Perfect! Păi dacă nu se uită la emisiune, atunci cum ți-a spus să mai bați pe una să vii acasă? Să mai bați o fată? Păi măi, Alexandra, hotărăște-te când spui adevărul. Când ea vede și știe ce ai făcut în emisiune și spune să mai bați pe una, sau că nu se uită, că în momentul când spui că nu se uită, copila ta nu trebuia să știe ce se întâmplă, ce faci tu în emisiune. Deci, încă o dată, ne minți cu nerușinare și se vede că ești falsă, că ești mincinoasă și perversă. Asta e, dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea despre acest lucru, că ea spune că fiica ei nu se uită la emisiune, că și mama ei, deci încă o dată, scoate în evidență că și mama ei ne-a mințit. Sau când spune adevărul? Dați-vă și dumneavoastră cu părerea, că eu cel puțin am înțeles un singur lucru, că e foarte mincinoasă și perversă. După care, ce văd? Codruț. Codruț face pe bombardierul de carton cu Mario și cu Marinescu. Măi, Codruț, tu ai venit în emisiunea asta să-ți găsești marea iubire sau să te faci de râs? Că eu tot n-am înțeles ce se întâmplă cu creierașul tău. Tu vrei cu tot din adinsul să te faci de toată băcănia. Te dai în piept la Mario și, din câte am înțeles, l-ai cam fi atins pe Mario la hotel. Măi, bombardierule de carton, păi tu te dai mare cu oamenii beți, care nu se mai țin pe picioare? Bombardierule de carton. În primul rând, Codruț, în momentul când te enervezi, vezi că ți se pârlesc buzele.
vezi că te albești la față și așa tu ai privirea aia sadică. Devii exagerat de nesuferit. Plus de asta, ne arăți ce educație ți-a dat mămica ta. Dar apropo, dragii mei telespectatori, mi-a scris mai multe susținătoare, nu știu cât de adevărat este, dacă este mama lui Codruț, că mama lui Codruț jignește foarte tare susținătorii pe grupuri. Fac apel către mama lui Codruț. Doamnă, în primul rând, ar trebui să dați dovadă că vă respectați și n-ar trebui, dacă este adevărat, să jigniți telespectatorii, ar trebui să puneți mâna pe telefon și să vă certați copilul că nu este ok cum se comportă în emisiune. Credeți că dacă el se comporta cuvincios în această emisiune, avea cineva ceva cu el? Uitați-vă pe grupuri să vedeți Seba, Aian, David, sunt atât de huliți cum este fiul dumneavoastră? Fiul dumneavoastră este hulit datorită comportamentului, datorită atitudinii care o afișează în această emisiune. Așa că bine ar fi să nu mai jigniți telespectatorii și să vă educați copilul. Deja că este cam târziu, dar cel puțin dacă vă respectă pe dumneavoastră, ar trebui să ne arate cum l-ați crescut. Nu să arate partea asta urâtă, că atunci tindem să credem că dumneavoastră nu v-ați ocupat de educația lui, ca mamă. Asta e, îmi pare nespus de rău, dar am spus că voi fi sinceră și că voi taxa pe toți în funcție de atitudinea lor din această emisiune. Ce-am mai văzut? Am văzut că prezentatoarea noastră nu înțelege nici după 4 luni de zile de ce concurenții se împung și se amenință. În speță aseară, Codruț, Alexandru și Mario. Doamna Cristina, să înțeleg că dumneavoastră încă n-ați înțeles că acești concurenți sunt fără bun simț, fără educație și că ei vin în emisiunea asta doar ca să ne arate înjurături, violență și îmbrăligături. Nu au venit pentru marea dragoste. Nici măcar lucrul ăsta nu l-ați înțeles de 4 luni de zile? Nu se poate așa ceva. Deci credeți-mă că de la zi la zi mă uimiți de fiecare dată. Dar în rău, nici de cum în bine. Bine ar fi să începeți să vă uitați la celelalte episoade din celelalte sezoane și să vedeți cum ar trebui să se comporte un concurent care a venit pentru marea dragoste, în special sezonul 1. Nu ce aveți dumneavoastră, cum spuneți că sunt copiii dumneavoastră. Nu, ne-ați lăsat impresia că dumneavoastră sunteți o concurentă favorizată. Atât, moderatoare în niciun caz, dacă nu înțelegeți nici măcar lucrul acesta. Alexandru îl acuză pe Mario că nu este asumat și că nu recunoaște. Păi măi, Alexandru, să-ți aduc aminte că nici tu nu ai recunoscut că vorbeai cu Mihaela și că te înțelesesei cu Mihaela înainte de a intra în emisiune, să veniți în această emisiune. Păi tu ai recunoscut bărbatul ăsta asumat, bombardierul ăsta de carton. Tu ai recunoscut în momentul când ți s-au adus dovezile în față. N-ai venit tu de la tine putere să spui, știți, eu mai am o iubită acasă, când erai cu Andrada, și o iubită, o fată care am vrea să fim împreună și eu mai vorbesc și la ora actuală cu ea. Nu asumatule. Nu ai făcut. Dar ai tupeu și obrăznicia să-i atragi atenția lui Mario. Tu erai ultimul om care puteai să-i atragi atenția lui Mario.
Din spusele voastre, ce am înțeles eu, că Mario ar fi fost capsat de Codruț. Rușine să-ți fie, Codruț, că ai tupeul și obrăznicia să dai într-un om beat, care nu se mai poate ține pe picioare. Și am mai văzut la la prezentatoarea asta, dragii mei telespectatori, că spune alcoolul face rău. Este interzis. Măi să fie. Păi violența de la dumneavoastră din emisiune este permisă? Haideți, doamna Cristina, că deja o dați în penibil, serios. Deja o dați în penibil, rău, rău de tot. Se vede că sunteți depășită din toate punctele de vedere. Asta e. Ce-am mai văzut? Că Alexandra spune că ea așteaptă un bărbat adevărat ca să facă cuplu. Păi eu vin și te întreb pe tine, mămica Alexandra, oare crezi că un bărbat adevărat, da, adevărat, de la cu coloană vertebrală, care are afaceri, care vrea să-și facă o familie cu adevărat, te-ar accepta pe tine? Ți-ai pus întrebarea asta? Un bărbat adevărat ar accepta genul tău de femeie mahalagioică, perversă, mincinoasă, vulgară și cu un trecut dubios în spate? Măi, ai cam multe pretenții. Crede-mă că un bărbat cu o coloană vertebrală niciodată nu că s-ar asocia cu tine, n-ar vorbi cu tine, n-ar avea treabă cu tine, decât genul lui Codruț, Achebono, Nikos, s-a văzut, Aian, nu, asta e. Ne pare rău, Alexandra, dar ești iar falsă și visezi la cai verzi pe pereți. Niciodată un bărbat adevărat nu se va asocia cu astfel de persoane. Ce mai văd? Văd că Alexandra spune că este dor de Achebono. Încă o dată ne arată cât de perversă și cât de mincinoasă este. Că Achebono știa să aducă veselia în casă. Dragă, să-ți aduc aminte că acest Achebono a adus violența la nivelul cel mai înalt în casă și în primul rând tu spui că tu ai făcut momente frumoase în casă. Nu, Alexandra. Tu ai făcut doar prin pedepse și provocări. Ai făcut niște momente de joasă speță, de umilință și tu te amuzi. Când umilești un om, tu ești foarte amuzată. De aici să înțelegem că ai fost genul ăla de copilă care bătei fetele în școală, părerea mea, și filmai. Nu, n-ai făcut. Uită-te și tu la sezonul întâi și vezi ce momente frumoase se făceau atunci. Tu nu știi să creezi momente vesele și să faci concursuri pentru vârsta ta și să faci o atmosferă frumoasă. De fapt, niciuna din voi nu știți. Și apropo, Alexandra, tu asta care tu ești tare în gură. Păi tu ești tare în gură de cu dimineața până seara. Oare mai are cineva chef să facă momente vesele când tu atași pe toată lumea? Când tu te iei de toată lumea? Că am observat că nu mai lași materiale să se ducă până la cap când concurenții vorbesc. Tu trebuie să te bagi ca miezulică și să iei tu cuvântul. Dacă stai ce stai exact ca o vulpe, de-aia te uiți la toată lumea și începi tu să inventezi anumite discuții, dar de prost augur, nici de cum, ceva frumos. Așa că, Alexandra, nu te mai crede atât de bună, că ești atât de rea și atât de jos încât ai ajuns, să te vezi atât de fabuloasă încât nu-ți mai vezi lungul nasului. Să-ți fie rușine, mămica Alexandra, că nu ne arăți decât caracterul tău infect. Asta e.
Și dragii mei telespectatori, dragii mei concurenți, uitați-vă mai la sezonul 1 și luați exemplu de acolo cum se jucau și ce momente frumoase făceau. Voi nu știți decât să vă atacați și să vă îmbrligați unul pe altul. Și ce am mai văzut? Marinescu, când voi vă luați așa la harță și nu-l atacați, el stă bine mersi în banca lui. Așa că, încă o dată, ne demonstrează Marinescu că el nu se bagă în discuțiile astea ale voastre de joasă speță, decât în momentul când este atacat. Și cu asta închid și ne vedem mâine la vlog și mâine seară la live. Vă pup! Cu drag, a voastră, Pandele Laura.